Tragedie, COVID și dezastru economic, problemele întregii planete nu sunt și problemele Chinei. China anunță că i-a crescut economia în 2020. Este singura țară mare, uriașă, care înregistrează creștere economică în acest an 2020, plin de dramatism. Dezastros. Cu 2,3% a crescut economia Chinei în 2020. Ultimul trimestru a fost o adevărată explozie, 6,5%, procent cu care a compensat pierderea de la începutul anului, când și China, tocmai ea, pentru că de acolo a venit, a suferit din cauza COVID. Chinezii au luat însă măsuri dure, iar restricțiile i-au ajutat să-și revină. Industria a mers în ritm normal și China a profitat și de faptul că restul lumii a stat pe loc, ba chiar a dat înapoi. Economia Germaniei, de exemplu, a scăzut, cum spunea și domnul ambasador Emil Hurezeanu, cu 5%, cam la fel ca România, dar sunt 5% mai bogați la germani. Ce poate părea surprinzător la China, consumul intern a scăzut. Nu e surprinzător. Unii spun că, de fapt, a fost adusă din cont de creștere. Pentru că nu cred în așa ceva. Dacă Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg acreditează cifrele pe care INS-ul de la Beijing le propune, atunci cifrele alea sunt corecte. Eu susțin în continuare, am făcut-o de-a lungul acestor luni, China tot va trebui pusă la punct, învățată să se poarte într-o lume globalizată, dacă vrem să trăim cu toții. Bă, iei liliacul ăla și îl prăjești, mă, înțelegi? Sau îl fierbi, nu, sau lași naibii de liliac, mă. Fără și mănânci China n-ar și tu fi ca toată lumea. Acest progres, practic, această muncă ieftină pe care chinezii au adus-o, au ridicat foarte multe economii, a creat lanțuri uriașe în care China încearcă în acest moment să aducă ceva plus valoare, să profite de pe urma acestei poziții dominante, însă sunt luați peste picior, ei se tem foarte, foarte mult, la fel ca și rușii să fie luați peste picior, motiv pentru care dezvoltă acest sindrom al agresivității. Cred că lumea ar trebui să fie puțin mai atentă și cu ceva empatie, care nu e neapărat proprie politicienilor, să nu ajungem la conflicte. Tu vorbești din perspectiva, știi, a cui? A lui care nu a pierdut joburi în favoarea Chinei. Și lucrul ăsta va începe să sunt se întâmple. Sunt, ca să spun așa, în ceea ce privește creșterea, sunt adolescenți, au izbucniri hormonale. Trebuie tratați cu atenție, motiv pentru care, într-adevăr, China este un partener comercial indiscutabil pentru majoritatea marilor economii ale lumii. Și un mare investitor, apropo de privatizările alea de care vorbea domnul premier Câțu, eu cred că se uită așa cu ochiul către banii aia care ar putea să vină din Asia.